La ce proiect se lucrează în acest moment? Deci, în momentul de față, se lucrează la mai multe proiecte, în principal la proiecte finanțate din fonduri europene, unde avem de terminat un proiect privind extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Satu Mare. Aici avem mai multe contracte care sunt în fază de finalizare, precum ar fi uscătorul de nămol de la stația de epurare, unde au început testele. De asemenea, au început testele la construcția de stații de epurare din Bataci, Turul Lung, Medieș. De asemenea, au început testele la stațiile de tratare din Putat Certeze, Halmeu, Băbești. Deci, în momentul de față, suntem în partea de testare a lucrărilor și de recepție a acestora. De asemenea, mai avem un proiect norvegian prin care se vor construi grupuri de fotovoltaice la uzina de apă din Martinești, la uzina de apă din Doba și la stația de epurare din Satu Mare, și la aceste investiții în momentul de față se lucrează. În cât timp aproximat dumneavoastră că o să se finalizeze lucrările? La partea de norvegian trebuie să se finalizeze încă în acest an. La partea de fonduri europene, marea majoritate vor fi recepționate în acest an. Sigur, o să mai rămână doar o singură investiție pe care o preconizăm, și anume extinderea rețelelor de apă și canal în localitățile Tășol și Cămăzana, unde lucrările sunt rămase în urmă și sperăm ca până la mijlocul anului viitor să fie finalizate și ele.